Așezat pe o veche moșie boierească ce datează din secolul al XV-lea, în apropierea drumului mare medieval, castelul de la Miclăușeni se află astăzi situat la 65 de kilometri departare de Iași, pe partea stângă a drumului național E583 ce duce spre localitățile Roman Piatra Neamț. Satul Miclăușeni, în cadrul căreia este așezat acest frumos complex, este parte componentă a comunei Butea, comună care este așezată în partea de sud-vest a județului Iași, la o distanță de 20 de kilometri sud de Târgu Frumos și 28 de kilometri nord-vest de Roman. Cine ajunge în zona Miclăușeni, județul Iași, poate vizita castelul Sturza, parcul dendrologic al acestuia, dar și mănăstirea de călugărițe din același sat. Totuși, principala atracție din zonă rămâne castelul. În anul 2001, castelul Sturza de la Miclăușeni a fost retrocedat Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturza, acesta este un castel în stil neogotic construit între anii 1880-1904 de către Gheorghe Sturza și soția sa Maria în satul Miclăușeni. În anul 2003, guvernul a decis realizarea unor reparații de urgență la castelul Sturza și a unor lucrări de peisagistică în zonele adiacente. În anul 2004, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a continuat restaurarea castelului și a dependențelor cu ajutorul unei finanțări de la Banca Mondială în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. Până acum au fost făcute lucrări de consolidare și restaurare a clădirii și dependențelor, urmând să fie executate lucrări pentru a împiedica infiltrarea apei subterane, să fie finalizate zugrăvelile interioare și exterioare și să fie restaurată pictura. În interior sunt puține camere renovate complet, însă castelul este deschis pentru vizitare. Majoritatea persoanelor care ajung aici la Miclăușeni pot să îmbine mai multe elemente plăcute și aici mă refer la cel spiritual, cel geografic, care ține mai exact de natură, și cel cultural, aici prin acesta fiind reprezentat de castelul în sine. În castel, elementele cele mai importante sunt elementele de originalitate din castel, sunt reprezentate de pictură. Cam toată pictura castelului este originală. Apoi sunt câteva sobe originale, partea de tâmplărie, dar nu integrală, o parte din feroneria castelului, ce este tot originală. Turiștii se pot delecta cu acea pictură care se încadrează în stilul Art Nouveau, o pictură care abundă în elemente vegetale, florale și animaliere. Majoritatea obiectelor din castel au dispărut de-a lungul timpului, începând cu cel de-al doilea război mondial. Obiectele originale care mai există sunt donate de diferiți oameni cu suflet care rezonează cu acest loc, și aici mă refer la unele etajere în stil neogotic. Administrarea castelului nu este foarte costisitoare, mai ales pentru că deocamdată se folosesc becuri economice, iar căldura se dă doar pe timp de iarnă. Apoi personalul auxiliar nu este chiar așa de mare. Practic am două persoane. Eu și Maica Paraschiva. În general, de grupurile de turiști, grupurile de copii care vin în excursii, mai ales cei din zona Iașului, Romanului, zona Neamțului. De exemplu, în săptămâna școală altfel, am avut la vizitare în jur de 1000 de copii. Cea mai aglomerată perioadă este, bineînțeles, vara, perioada când majoritatea școlilor fac excursii în zonă. Vorbim aici de regiunea nord-est din România. Mitropolia a făcut reparații doar de consolidare și întreținere deocamdată. Nu s-a făcut o restaurare totală a edificiului. Păi, principalele obiective de aici, din acest areal, sunt Miclăușeni, satul Miclăușeni cu castelul și mănăstirea, apoi casa memorială a lui Vasile Alexandri
la Mircești și Palatul Ruginoasa, Palatul lui Cuza de la Ruginoasa. Obiecte referindu-ne la mobilier nu mai există. Există doar anumite cărți, cum ar fi, există o revistă de modă cu titlul The Gentlewoman de pe la 1907. Această revistă se presupune că Maria o primea prin corespondență de la Paris sau de la Londra. Mai există, de exemplu, un manual de echitație în limba germană care aparține lui George Sturza, care așa, și acela este original și este de pe la 1898. Studenții străini vin în funcție de cei care vin cu burse Erasmus, vin în funcție de programele care le, în funcție de activitățile care le desfășoară la universități, iar ceilalți străini, studenți sau efectiv turiști, vin vara, în principal vara și în special luna august. Un turist, cum vă spuneam, aici la Miclăușeni se poate deconecta foarte ușor de cotidianul și rutina din orașele mari. În sensul că acest parc are acum aproximativ 30 de hectare. Simpla plimbare prin parc până la Iaz, există un Iaz în, la vreo 200 de metri în spatele castelului, simpla plimbare, cum vă spuneam, și contactul cu natura, principala atracție rămâne castelul și faptul că ei se duc cumva cu gândul la începutul de secol. Castelul a fost construit pe la 1880-1904. Ca poziție geografică, satul Miclăușeni se încadrează în podișul Moldovei, în culoarul Siretului, la o altitudine de 200 până la 300 de metri. Datorită așezării sale colinare, tronând deasupra Văii Siretului, întreaga așezare oferă o imagine pitorească. Satul Miclăușeni este protejat din partea de nord-vest de un frumos parc dendrologic ce se întinde pe o suprafață de 30 de hectare, acoperind ca o perdea această parte a satului. Turiștii care doresc să viziteze această zonă trebuie să-și aleagă cu grijă anotimpul în care vin aici, pentru că zona Miclăușeni are parte de ierni lungi și figuroase, primăverile sunt scurte și bogate în precipitații, iar verile călduroase și relativ secetoase, iar în ceea ce privește toamnele, acestea sunt lungi și cu precipitații abundente. Din dorința de a oferi vizitatorilor un sejur de neuitat, într-o atmosferă unică creată de Castelul Sturza, monument de artă neogotică de secol XIX și peisajul natural deosebit, complexul de la Miclăușeni pune la dispoziția turiștilor care doresc să rămână peste noapte mai multe camere. Odată ajunși la castel, doritorii pot vedea și Mănăstirea Miclăușeni. Aceasta a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2004. Povestea locului are adânci rădăcini istorice. În jurul anului 1410, domnitorul Alexandru cel Bun a dăruit vornicului Miclăuș, membru în sfatul domnesc, o moșie întinsă situată în apropiere de Lunca Siretului. Moșia a devenit cunoscută sub denumirea de Miclăușeni după moartea vornicului. La data de 19 aprilie 1699, frații Sturza și-au împărțit între ei averile, moșia Miclăușeni revenindu-i lui Ioan Sturza. În anul 1752, vornicul Ioan Sturza a ridicat aici un conac boieresc cu demisol și parter și care avea formă de cruce. Conacul avea 20 de camere, câte 10 pe fiecare etaj. În grajdurile conacului erau adăpostiți cai de rasă pregătiți pentru întrecerile manejului din cuprinsul domeniului. În anul 1869, George Sturza s-a căsătorit cu Maria, fiica scriitorului Ioan Ghica, mutându-se atunci la moșie. Vechea moșie boierească cuprindea și satele din prejurul comunei Buta, Bogdănești, Brătulești, Fedeleșeni, Oțeleni, Lorintești, Hândrești. Astfel, istoria de la Miclăușeni se înscrie ca o istorie a acestor sate. Pe pereții vechii biserici construite de velvornicul Ioan Sturza s-a aflat o pisanie în limba română cu caractere chirilice. În prezent, vechea pisanie se află încastrată în zid într-o încăpere de la parterul aripii de est a castelului Sturza. În primul rând ar trebui să știi că se află pe un fost domeniu al familiei Sturza, care cu timpul a devenit o mănăstire și în primul rând cred că ar trebui să meargă în biserică, să se închine. E vorba despre o biserică construită de către Dimitrie Sturza pe la 1823, care are elemente în stil clasic, are hramul Buna Vestire,
Iar în această biserică, ca obiect deosebit de valoros, avem o icoană a Maicii Domnului. Este o icoană făcătoare de minuni, care provine de la Paraclisul de la Cetatea Neamțului și a fost adusă aici prin grija Mitropolitului Veniamin Costache cam în aceeași perioadă, deci după sfințirea bisericii, 1824. Și ați spus că există și un mormânt în interiorul bisericii. Da, deci cum se intră în biserică, în pronaos, în partea stângă, avem mormântul lui Alecu Sturza, el este fiul lui Dimitrie Sturza, cel care a construit biserica. Despre el vă pot spune că a fost un politician de marca vremii sale, văr cu domnul Mihail Sturza, domnul Moldovei, și s-a implicat în evenimentele Revoluției la 1848. Drept consecință, domnul Mihail Sturza l-a otrăvit. Este vorba și de un cimitir, nu, în spatele bisericii? Pot să-l vadă și turiștii? Da, stânga bisericii este un cimitir al familiei Sturza, care bineînțeles că merită să fie vizitat, observat, să zicem așa. În acest cimitir, ca membrii mai importanți ai familiei Sturza, avem pe George Sturza, cel care a construit castelul, de asemenea soția sa, Maria Sturza, și ctitora mănăstirei, Caterina Sturza. Mai există vreo rudă de-a sturzeștilor care ajunge sau cineva pe această filieră care mai ajunge la dumneavoastră? Da, ne-a mai vizitat un anume prinț Sturza, dar ocazional, deci fără să aibă niște legături deosebite nici cu mănăstirea și nici cu familia Sturza care a deținut domeniul aici. Deci este vorba despre o altă ramură a sturzeștilor. Cât de des ajung turiștii, români și străini, la dumneavoastră? În perioada de vară, mai des decât în celelalte perioade. Și în special ajung turiști străini, italieni, din cauza că este o zonă cu mai mulți catolici și la apropiere avem și o mănăstire de măicuțe catolice și în acest context ajung italienii mai des la noi. Am văzut și câteva cruci aici lângă la biserică, ale cui sunt? Da, în fața bisericii există un mic cimitir, e vorba de un cimitir mai vechi, unde sunt înmormântați în special preoți și preotese care au slujit în perioada în care biserica funcționa ca biserică de parohie. De asemenea, sunt înmormântați arhimandritul Gherasim, primul preot slujitor al bisericii, și sora lui, monahia Mitrodora Kalinovici, ea a slujit ca ecleziarhă în perioada respectivă. Despre monahia Mitrodora Kalinovici vă pot spune că a lucrat un epitaf cu fire de aur și de argint pe care l-a adunat bisericii și care se regăsește în biserică, în aus, în partea stângă, expus. Când a fost ultima dată renovată sau când s-a mai lucrat la biserică, ca să arate cum arată în ziua de astăzi? Deci pe la 1904, George Sturza a efectuat niște lucrări de restaurare la biserică. După aceea nu s-au mai efectuat lucrări deosebite de restaurare. Atunci știu că a intervenit un arhitect italian, Peruchetti, deci cel care a executat respectivele lucrări de restaurare. Între anii 1821-1823, marele logofăt Dimitrie Sturza, fiul lui Ioan Sturza și soția sa Elenco, au reconstituit biserica de curte în stil neoclasic, așa cum poate fi văzută astăzi. El a înzestrat-o cu frumoasă catapeteasmă în stil baroc și cu numeroase obiecte de cult valoroase. Ne aflăm în paraclisul de iarnă, este un paraclis pictat în stil neobizantin, a fost pictat de către Maica Stariță împreună cu altă echipă de măicuțe. Paraclisul are hramul cu vioasa Macrina, s-a pus acest hram în cinstea ctitorei, Caterina Sturza, care pe patul de moarte a îmbrăcat haina monahală cu numele de Macrina. În acest paraclis avem momentan expus spre închinare o cruce, această cruce de aici din vitrină. Este o cruce din argint lucrată în filigran, donată bisericii pe la 1841 de către Alecu Sturza. Această cruce conține o așchie din Sfânta Crucea Mântuitorului, pe care a fost răstignit Mântuitorul, precum și părticele din moaștele a 14 sfinți. Ca urmare a desfășurării primului război mondial, la 10 noiembrie 1917, Maria Sturza a ridicat bunurile bisericești și le-a dus la palat, fiind restituite bisericii abia în 1931. În anul 1944, din cauza apropierii frontului, palatul a fost părăsit de Ecaterina Cantacuzino, fiica lui Gheorghe și a Mariei Sturza, care a luat cu ea odoarele bisericii construite de marele logofăt Dimitrie Sturza la 1823.
Ea a refuzat inițial să evacueze biblioteca de mare valoare pe care o adăpostea castelul, predând ulterior episcopiei romanului două inventare ale bibliotecii și apoi donându-le. Rămasă văduvă și neavând copii, Ecaterina Cantacuzinosa, călugărit spre sfârșitul vieții sub numele de Maica Macrina. La data de 21 aprilie 1947, ea a donat episcopiei romanului castelul Miclăușeni plus parcul de 30 de hectare de pădure care îl înconjoară, biserica actitorită de părinții săi și toate dependințele, cu scopul de a fi amenajat aici o mănăstire de maici. La data de 1 mai 1953, autoritățile comuniste au desființat așezarea monastică, iar maicile au fost mutate la schitul Cozancea din județul Botoșani, domeniul intrând în proprietatea statului. Biserica castelului a fost transformată în biserică parohială. În anul 1994, la inițiativa mitropolitului Daniel Ciobotea al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mănăstirea Miclăușeni este reînființată. În cadrul mănăstirii există loc de cazare pentru pelerini și loc de desfășurare de activități culturale multiple. Astăzi viețuiesc aici 30 de călugărițe. În afara programului liturgic, maicile își desfășoară activitatea în diferite ateliere de pictura icoanelor, de încondeiere a ouălor, de croitorie, de broderie. Acum încondeiesc un nou distruț cu icoane, motive religioase. Pe partea am pus crucea, pe partea asta altă pe Sfântul Ioan. Vor fi expuse? Nu, sunt comenzi. Sunt comenzi pentru anumite persoane. Turiști sau? Nu, persoane. Și cam în ce constă o comandă? Păi vine omul și de comandă, spune cu diferite icoane, ce vor ei, depinde ce unde vin și vor icoane cu Maica Domnului, cu Mântuitorul, alții vor cu motive naționale, deci nu toată lumea cere același lucru. Un număr de obiecte? Nu, deci vin și spun, depinde cât ce au nevoie. Sunt și străini? Nu, puțin străini. Deci, puțin. De cât timp faceți? Cam de 5 ani de zile lucrez. Și cum v-ați obișnuit? Păi, practic, noi am învățat, avem o măicuță care este din Bucovina, aici la noi, și dânsa a adus așa, după ce noi am încercat cu icoane, cu... am inventat noi mai încoace. Și aici avem ceară colorată cu pigment, să pot lucra în mai multe etape, mai multe... Avem și culori de făcut și în acrilic, pe fond auriu. Depinde cum avem comenzile, ce dorește persoana respectivă care face comandă. Maicile petrec multe ore în ateliere pentru a executa comenzile pe care le primesc, dar nu consideră că este obositor. La atelierul de broderie, la noi se lucrează veșminte bisericești, preoțești și veșminte diaconești. Avem modele diferite, depinde fiecare ce model vrea, depinde ce model dorește. Unde ajung? Avem comenzi în general. Vin mai ales aici în vale, la centru, mai sunt conferințe, mai sunt unii ședințe, mai vin preoți, s-au mai auzit. La noi atelierul de broderie este înființat de 2 ani de zile și avem comenzi. Doar comenzi lucrăm deocamdată. Care e cea mai aglomerată perioadă? Perioada înaintea sărbătorilor, înaintea Paștelui și înaintea Crăciunului, dar la general avem comenzi mai tot timpul. Multe fețe bisericești poartă haine realizate de maicele de la mănăstirea Miclăușeni. Din mâinile lor ies lucruri cu adevărat minunate. Sunt la atelierul de veșminte preoțești, veșminte pentru biserică, îmbrăcăminte pentru biserică. Noi se lucrează în veșminte diaconești, veșminte preoțești, veșminte pentru biserică,
în general comenzi pentru biserici de mir, pentru mănăstiri. Sunt persoane care vor să facă donații pentru biserici, pentru uneori evlavii, numai așa, și lucrăm. Cam cât de des executați comenzi? Deci, mai tot timpul. Deci, prea puțin a fost timpul liber în care să nu avem de lucru. Deci, mai tot timpul au fost comenzi. Chiar și din sudul țării și din nord. Și, deci, foarte multă lume a venit la noi. Există o perioadă mai aglomerată? În perioada postului mare, postul Crăciunului, deci, în general, când sunt sărbătorile astea mari. În prezent, lucrările de restaurare au fost finalizate în totalitate. Mitropolia Moldovei intenționează să organizeze aici un complex muzeistic și un centru de conferințe, celelalte clădiri urmând să adăpostească un centru de zi pentru persoane vârstnice și un centru de pelerinaj. Una dintre clădiri a devenit deja atelier de pictură, aici realizându-se icoane și ouă încondeate. Domeniul Micleușeni, dacă îl putem numi astfel, este căutat de turiști în special în lunile de vară. Atunci ajung grupuri de turiști de toate vârstele, atât din țară cât și de peste hotare. Mulți dintre ei revin ori de câte ori au ocazia, pentru că, spun ei, aici au găsit un loc plin de verdeață, oameni calți, cu suflet deschis și cu un chef de viață care poate deveni molipsitor. Asta găsiți la Micleușeni, în județul Iași.